Informație de ultimă oră, au loc chiar acum percheziții la polițiștii de la serviciul rutier din Sibiu. Mai mulți agenți sunt acuzați că luau șpăgi în trafic pentru a-i ierta pe șoferi de amenzi sau de alte sancțiuni mai drastice. Ne spune mai multe despre acest subiect colega mea Gabriela Mihai. Gabi, ești în direct, te ascultăm, te rog. În aceste momente au loc percheziții făcute de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Sunt 17 percheziții domiciliare și totodată 25 de agenți de poliție rutieră sunt suspecți în acest dosar de infracțiuni de corupție. Mai exact vorbim despre agenți de poliție care luau mită pentru a trece cu vederea mai multe infracțiuni care erau făcute în trafic. Vorbim despre sume care se ridică la câteva sute de lei în cazul fiecarei șpăgi primite, ca să spunem așa. Sunt puse în executare 33 de mandate, prin urmare 33 de persoane vor fi audiate astăzi în cadrul acestui dosar. Vom vedea dacă se fac și rețineri în acest dosar. Pe de altă parte, am văzut că a venit și o precizare făcută de cei din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în care îi asigură pe toți cei din comunitatea sibiană că instituția are toleranță zero față de actele de corupție și, prin urmare, a sprijinit toate structurile implicate în derularea acestei anchete. Așadar, vorbim despre mai mulți polițiști, 25 de polițiști de la rutieră de la IPJ Sibiu, care au fost prinși că au luat șpagă în timp ce se aflau la muncă. Vom vedea, așa cum spuneam, în urma audierilor, dacă se vor face și rețineri în acest dosar.